Raul Olaioș, candidatul Reper pentru funcția de primar al Timișoarei, s-a prezentat la urne la secția 180 din Calea Lipovei. Olaioș a votat pentru o Timișoare care să se îndrepte spre profesionalism și mai puțină propagandă și populism, pentru o Timișoare care include și nu divide. Am votat pentru o Timișoară confortabilă, o Timișoară care să se ghideze spre profesionalism și mai puțină propagandă și populism. Pentru că la sfârșitul zilei ne rămân rezultatele și nu show-ul, pentru o Timișoară confortabilă și o Timișoară în spiritul ei istoric și pentru o Timișoară care include și nu divide și nu în ultimul rând pentru o Timișoară a managementului și nu a show-ului, pentru o Timișoară a muncii manageriale și operaționale și nu a cultului de personalitate. De aceea, astăzi, puterea stă în mâna oamenilor și e foarte, foarte bine să fie așa. Raul Olaioș a mai punctat că alegătorii din Timișoara au șansa astăzi să facă istorie, să demonstreze că orașul de pe Bega este tot timpul altfel și a invitat pe cetățeni să iasă la vot.